Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Presupun că ați urmărit puturoasa afacere de corupție din Botoșani, unde DNA a făcut ieri descinderi în ancheta privind angajările pe șpagă de la Spitalul Județean din acolo. Sunt și rețineri, sunt vreo 11 rețineri, veți auzi mai multe la știri. Deci 15.000 de euro ca să te angajezi ca asistent medical la acest spital. Șpaga aproape s-a dublat în ultimii ani. Era 8.000 de euro în 2018, spun procurorii. Să mai spune cineva că n-a crescut nivelul de trai în România. S-au fumpit toate, măi. Da. Adică mie mi-ar plăcea să mi se dubleze. Pentru un post de muncitor, îngrijitor, brancardier, prețul era mai mic, între 2.000 și 5.000 de euro. 5.000 de euro și pagă ca să te angajezi îngrijitor sau brancardier, mi se pare uluitor. Angajările erau făcute, potrivit surselor G4media.ro, în funcție de cine oferea suma cea mai mare și cine avea pila cea mai puternică în interiorul sistemului. Deci era licitație. Licitație, practic. Mergea pe clasic. Cumva. Da. Sistemul vechi. Competiție, tată. Cel mai bun câștigă. Câți erau pe un loc? Selecție naturală. Selecție naturală inclusiv a pacienților. Ulterior, dacă stai să te gândești. Adică nu poți să nu te întrebi. Eu asta mă întreb de fiecare dată când văd așa ceva. Câți nepricepuți și neaveniți intră în sistem în acest fel și după aceea se ocupă să nenorocească oameni că nu se pricep. Și mă gândesc și la cei care băgau și încă mai bagă în sistemul de sănătate astfel de nechemați pe șpăgi. Ei nu se tem că vor ajunge și ei înșiși la un moment dat, sau cei dragi, sau și cei dragi, pe mâna unor astfel de persoane angajate pe șpagă, de fapt? Nu te gândești? Bă, dar dacă ajung acolo și știi, zici, eu i-am băgat la Spitalul Județean, nu mă duc la Spitalul Județean, că acolo e nasol, știu eu că e nasol. Dar poate că altul ca tine a făcut asta la alt spital și te duci la alt spital unde te întâlnești, nu, cu ce a rezolvat alt ticălos. Mă, nu te gândești la asta, e o chestie de minim instinct de conservare. Cum funcționa rețeaua? Se dădea, potrivit legii, se dădea examen scris, presupun că pentru asistente, pentru personal secundar. Nu cred că și la brancardier se dădea examen scris, sau poate mă înșel, eu nu știu. Deci se dădea examen scris, candidatul șpăguitor trebuia să ia minimum nota 7. Adică minimum notă de trecere. Vezi, au crescut standardele și vezi, la... Deci, da. Trebuia să știi, nu băga... Chiar așa, notă, notă minimă de trecere, pentru că lucrarea rămânea la dosar și după aceea se regla din examenul oral și proba practică. Adică acolo nu conta că erai praf, te scoteau băieții, creșteau punctajul acolo. Cum reglează studenții din pâine, ei reglau din examenul oral. Nu știi să pui o perfuzie, nu-i nimic, se iartă pentru suma potrivită. Bă, și mai dă-i dracului pe nenorociții aia care o să fie victimele tale după ce te angajezi. Asta era filosofia. Altfel, trebuie să observăm că Spitalul Județean din Botoșani este cel care, în august anul acesta, acolo a murit sub tortură. Sub tortură. Tânăra aceea însărcinată, care a fost lăsată să agonizeze ore în șir, fără să răspundă cineva la cererile ei de ajutor, femeia aceea care a murit scriind ultimul mesaj disperat pe când aripa morții o îmbrățișa deja, nu am aer. Mesajul acela care a provocat manifestații de protest în fața spitalului, zile întregi, săptămâni întregi, o indignare îngrozitoare. Au lăsat-o să moară acolo. Și te întrebi, oare câți dintre ticăloșii care i-au ignorat agonia fusese angajați pe șpagă? Trebuie să ne întrebăm asta. Câți dintre ei sunt, de fapt, niște șpăguitori primiți în sistem fără să merite? Asta este. Când spuneam și spunem în continuare corupția ucide, este absolut adevărat. Corupția ucide. Perchezițiile DNA au fost făcute inclusiv acasă la președinta Consiliului Județean, doamna Doina Federovici. Consiliul Județean este instituția de care aparține spitalul și au fost făcute percheziții inclusiv la PSD Botoșani, dânsa este de la PSD. Dânsa, mă rog, doamna Fedorovici a spus că nu are nicio legătură cu șpăgile date pentru angajările acestea la Spitalul Județean și, desigur, orice astfel de acuzație va trebui dovedită în instanță. Dacă va fi făcută, este treaba procurorilor, vom urmări acest caz, nu avem deocamdată dovezi, dar eu nu pot pricepe cum în afara rețelei de șpagă, cum, care o fi motivul real pentru care șefa Consiliului Județean Botoșani a putut numi ca șef la Spitalul Județean un fost lăcătuș mecanic?
O persoană care a reușit să termine o facultate pe la 41 de ani și care, când a fost întrebat ce îl califică să fie șef de spital județean, a rostit următoarea frază de gâgă și o citez. Am o expertiză acumulată prin prisma experienței în diferite funcții. Șef de spital, nene. Te întreb, te gândești, bă, sunt niște, ăștia trebuie să fie intelectual, trebuie să fie niște manageri cu experiență, oameni care înțeleg cum funcționează nu doar business-ul, ci business-ul particular din domeniul sănătății, care are o grămadă de particularități, de caracteristici aparte. Trebuie să fie niște capacități. Este vorba, orice fel de unitate sanitară ar fi, e important, că e vorba de oameni care vin în suferință acolo și trebuie să-i ajuți. Dar-mi-te un spital județean. Domnul are experiență prin prisma experienței. Așa. Combinator. Expertiză, mă, parcă expertiză ești prin prisma experienței. Vezi. E o manță. Domnul ăsta, Călin, Angelul Iulian Călin, era director când a murit femeia însărcinată luna august, scrin Noa Maier, ignorat acolo. Cum să numește așa o nulitate ca șef de spital județean? Ce ascunde această numire, doamna Federovici? Trebuie să ne întrebăm. Ce ascunde? Ce e aici? Și tragedia este că astfel de cazuri nu se întâmplă doar la Botoșani. E o documentare făcută de colegii de la G4 Media, ne reamintește de o sumedenie de cazuri similare. Numiri făcute pe șpăci de mii sau zeci de mii de euro la spitale din Arad, Dâmbovița, Prahova, Bihor, Argeș. Și să nu uităm, desigur, de mizerabilul caz Plută, șeful adjunct de la spitalele bucureștene, ASSMB, care a fost prins când lua 20.000 de euro ca să aranjeze numirea unui manager la Spitalul Clinic Colentina, unul dintre cele mai mari spitale din București. Este un fenomen generalizat. Adică te gândești, poate că ce s-a întâmplat la Botoșan cu rețeaua asta de șpagă, e un coș infectat acolo, e un furuncul. Excepția. Nu, este o infecție generalizată. E o jecmănire înspăimântătoare a sistemului sanitar. Și noi, cetățenii, contribuim cu o grămadă de taxe și impozite la funcționarea acestui sistem, care cheltuiește peste 10 miliarde de euro anual. Iar sistemul este parazitat din toate părțile. Cum să nu fim furioși? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.